Astăzi este Ziua Mondială a Sănătății și ca să nu uităm că avem dreptul la sănătate, deși la ce se întâmplă cu spitalele de la noi cred că n-ar mai mira pe nimeni, medicii din spitalele și clinicile private bucureștene vor oferi consultații gratuite în centrul capitalei în cadrul unor expoziții. Ba mai mult, cei care trec pragul acestor expoziții vor fi tratați pentru anumite afecțiuni tot gratuit. De asemenea, medicii vor susține cursuri de prim ajutor și seminarii pe diverse teme, cum ar fi osteoporoza sau infertilitatea. Expoziția va fi deschisă până duminică.